Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și cei care ați fost de dimineață, ascultând textul citit și predicat de azi dimineață, am ascultat un mesaj despre prăbușirea unei case. Și casa care s-a prăbușit nu s-a mai ridicat niciodată. Dar în seara asta continuăm cu prăbușire, dar se gata cu ridicare. Un om prăbușit de la fereastră, dar nu-i lăsat jos, ci e ridicat. Pentru că locul acesta e locul unde omul e ridicat. E locul unde omul e restaurat. Și în seara asta ne uităm și ne apropiem de pasajul acesta, un text cunoscut, Eutich. Nu, eu n-am auzit pe nimeni să-i cheme Eutich. A mai fost în anumite tabere, seri de tineret, scria seara de tineret Eutich. Sau tabăra Eutich. Nu știu, aveau geamuri, ferestre multe, nu știu. Știți că Biblia e plină de ferestre? E plină de ferestre. Biblia însă și e o fereastră. E fereastra prin care privim cerul. Noi n-am ști cum arată cerul dacă n-am avea Cuvântul lui Dumnezeu, așa-i? Când citești Cuvântul lui Dumnezeu, te îndrăgostești de cer. Trebuia să ziceți amin. Numai prin Cuvântul lui Dumnezeu ne putem îndrăgosti de cer. Când te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu, îi fereastra noastră care o avem aici, direcționată spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu. Biblia e plină de ferestre. Prima fereastră a Bibliei a fost fereastra lui Noe, da? Care i-a pus Dumnezeu să facă o fereastră și o ușă. Fereastra întotdeauna era bine, ce greu cădea Eutich, dacă era fereastra sus, era pusă în lateral, nu? Nu a căzut niciunul din corabia lui Noe. Pentru că era fereastra așezată sus. Eu m-am gândit, în timp ce erau frații aici și eram îndemnați să îi respectăm și să facem ce ne spun, m-am gândit dacă erau ăștia noștri, nu căutai Eutich pe fereastră. Dădeau cu el imediat, ce cauți aici, domne? Supraveghere, da? Ce cauți, domne? Totuși e ceva ciudat în pasajul acesta. E ceva ciudat și o să vedem imediat că nimeni nu-i spune nimic. Nimeni nu îi spune nimic. Eu sunt convins că numai un pic dacă nu parchez cum trebuie. Atâta și pe mine, câteodată când bag din prima și un pic așa, bă, mai parchează o dată. Domne, pentru 3 cm. Trebuie ca să o pui drept așa. Și iar te chinu, iar parchez cum trebuie. Eu sunt convins că ăștia când îl vedeau, că nu au fost 10 pe fereastră. Unu a fost pe fereastră, era ușor de văzut. Era ușor de observat, da? Biblia e plină de ferestre. Abimelec se uita când Isaac se juca cu Rebecca, imediat de unde l-a văzut? De pe fereastră. Sunt ferestre bune și ferestre rele, da? Și Izabela a fost aruncată de pe fereastră. Acolo își făcea sprâncenele și de acolo a fost aruncată de pe fereastră. Mai găsim fereastra din Proverbe 7, da? Nu discutăm de ea în seara asta, a unei femei care căuta ce căuta. Biblia e plină de ferestre. E fereastra lui Pavel, e fereastra lui Rahav, prin care a scăpat iscoadele, îi fereastra lui Pavel, prin care a fost scos, a fost salvat, da? Și vedem în seara aceasta fereastra lui Eutich. Eutich, să știți că nu a căzut din prima, nu? Cum nu adorm la volan din prima, te-ai urcat la volan și ai ațipit. Nu! Îs niște semne care îți arată că te apucă somnul, da? Îs unii specialiști în dormit. Cum a ajuns la adunare, l-a luat somnul. Ăla de la prima cântare e rupt, mai ales dimineața. La noi nu. Bine că să nu filmați în sală dimineața, cât mai mulți prea în vol, nu? În altă parte, așa e. Dar știți ce e interesant? Avea niște semne că el se va prăbuși de pe fereastră. Întotdeauna, în viață, înainte de prăbușire, sunt câteva semne. Sunt semnele care ne arată că urmează prăbușirea. Și în seara asta vreau să ne uităm, să vedem cum poți evita prăbușirea. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Fereastra Prăbușirii. Cum poți evita prăbușirea? Că dacă se prăbușește, spunea fratele Pitic, pic o rachetă, nu ești tu vinovat. Dar vedem în pasajul acesta că Eutich era singurul vinovat de prăbușire. Nu a putut să dea vina pe mamă sa, nici pe Pavel. Acum, noi, unii predicatori, îl mai scaldă în ape bune pe Eutich. Domne, totuși el a ascultat și a mâncat timpul acolo, dar nu mai rezista.
îți destui care ești mănâncă timpul venind la adunare. Și Dumnezeu nu-i curios că ești mănâncă timpul. Știi de ce? Că nu vin să intre în apa botezului. Nu se împacă cu Dumnezeu. Din ăștia iubiți ascultători, îți pline bisericile. Îți pline bisericile care ne dau like-ul. Dar nu de asta are nevoie Dumnezeu, ci are nevoie de oameni care să stea acolo în locul luminii, acolo unde se frânge pâinea, acolo unde se vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Seara asta ne uităm și să vedem ce poți face ca să eviți prăbușirea. Și e nevoie de câteva lucruri. Primul lucru care vreau să-l țin în minte în seara aceasta: învață să te respecti pe tine. Un om care se respectă pe el în primul rând, ăla nu se prăbușește. Știți de ce a ajuns pe fereastră Eutih? Că nu s-a respectat. Nu s-a respectat pe el. Și o să vedem că de la pasul acesta au mai urmat și alți pași. Dar în primul rând el are de a face că nu se respectă pe el însuși. Știți ce e foarte important? Să nu uiți niciodată cine ești, oriunde te-ai afla. Ăsta e primul pas că tu te respecti pe tine. Nu uiți cine ești, oriunde te-ai afla. Uitați-vă cum s-a respectat Iosif, deși a fost dus departe de familie, a fost dus departe de poporul lui, de casa părintească. Niciodată nu a uitat cine el. Nu a uitat nici în fața lui Faraon, nici în pușcărie. Nu a uitat niciodată nici în fața nevestei lui Potifar. Nu a uitat cine el. Pentru că mulți iau apărarea lui Eutic și spun: da, dar s-a chinuit, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Contează cât asculți, contează cum sfârșești. Mai spun încă o dată, nu contează cât asculți, ci contează cum sfârșești. Pentru că vine cuvântul Domnului Solomon în Eclesiastul 7:8 și ce spune? Că e important ce? Cât ai ascultat, cât e prezenți ai bifat la adunare, de câte ori ai venit la adunare. Și vine Solomon și spune: mai mult face sfârșitul unui lucru. Nu, dacă te uiți la Eutich, om ascultător, poate că avea și voce, Domnul. Poate că și cânta ceva, dar dacă nu l-au pus, normal că l-au obosit. L-au luat plictiseala, dar au trimis bilet și nu l-au pus. El avea cântare, poezie pregătită, nu știu, mesaj. Nu? Atunci s-a tras pe fereastră. Uitați-vă, vedem în primul rând, în viața lui Eutich, că el nu s-a respectat pe el. Că nu te respecti pe tine, ca om, ca și credincios, ca și copil al lui Dumnezeu, ca om care vii în locul unde sunt lumini, unde se frânge pâinea. Să știi ceva, când nu te respecti pe tine, îți permiți să faci orice. Îți permiți să faci orice. Câți și-or permis să se urce pe fereastră? Că doar nu era obiceiul. Cine și-o mai permis în Biblie să stea când se predica cuvântul lui Dumnezeu să stea pe fereastră? Să stea pe geam. Știți că eu am auzit și dumneavoastră ați auzit de multe ori să spune: Doamne, dar tu vrei să mă pocăiești, vrei să fii ușă de biserică. Păi cel mai rău e să fii ușă de biserică. Uite, Eutich a fost fereastră de biserică. Îl băteau vânturile și dinăuntru, îl băteau vânturile și de afară. Era, l-am văzut pe fiul meu aici când o cânta cu clasa întâi, ea se ținea de mână de doi. Și când au plecat o grupă într-o stânga, el a rămas cu mâinile întinse, îl trăgea și într-o parte și în alta. No? Îi zic la Ilie: uite, așa e omul care e între două lumi. Îl atrage și de afară, îl atrage și dinăuntru. Așa a fost Eutich. Domne, ar vrea să știe și cum e afară, ar vrea să știe și cum e în altă parte, dar totuși ar vrea să nu supere pe mamă sa, să nu supere pe tată sa. Știți că respectul față de tine ca om, ca și copil al lui Dumnezeu, e punctul principal în biruință sau în prăbușire. Ăsta e punctul principal în biruință sau în prăbușire. Dacă te respecti pe tine, în primul rând, atunci când ești singur, atunci când nu te vede nimeni, atunci când ai putea să-ți permiți să vorbești în două, să te uiți în două, da? Să faci ce-ți dorești. Acolo se vede cât te prețuiești pe tine ca om, cum te respecti pe tine. Dacă ne uităm la Eutich, în viziunea ferestrei pe care stătea Eutich, Pavel era mai ascultat dacă ar fi mers lângă Eutich. Acolo zice, erau adunați ucenicii, vorbeau ucenicilor. Acum, pentru că era biserica primară, era chiar la început, cât să fi fost? Nu vreau să bănuim, că nu merem pe bănuială cu cuvântul lui Dumnezeu. Zeci, sute, indiferent. Dar când stă Eutich pe fereastră și vine și îți spune: Domnule, eu știu cum am putea să umplem biserica. Eu știu. Cum? Pavele, așează-te lângă mine. Dacă tu predici de aici, știi că te auzi și ea de afară.
Și te aud și ăia dinăuntru. Dacă predici pe TikTok, te audă-ți. Te audă-ți. Dar nu-i de râs, că-i de plâns. Știi ce mi-a zis cineva? Om nepocăit. O zis, băi, eu l-ascult, mi-a zis, de cine? L-ascult pe unul pocăit ce predică pe TikTok și ați auzit cum se promovează, da? Dar eu n-am TikTok, nu știu, dar el mi-a povestit și mi-a zis așa. Când mă uit, cei care aveți, sunteți ca el. De ce? Că vă spun. O zis așa, eu l-ascult pe el, dar de la el în jos, știți ce îi? O zis către mine, știi ce îi? Știi ce îi acolo? Ce îți dă să urmărești în continuare, știi ce? O zis, iadul. Domnule, zice, iadul. Pentru că zice, știu ce arată TikTok-ul. Păi dacă îl pui pe Pavel, lângă Eutich, dacă îi dai pe el o pereche de blugi rupți în genunchi, și normal, normal că o să se adune. Când se uită Eutich spre Pavel și spune, aici e cald, domne, aici e prea, nu-s condițiile care trebuie. De ce stătea Eutich pe fereastră? Știți de ce? Dorea aer proaspăt. Ați auzit de vânt proaspăt. Ați auzit de totu-i prospețime. Să facem o revitalizare a bisericii. Și în fel și fel de conferințe, de vânturi proaspete, de... Dar știți ce-i baiul? Când deschizi fereastra lui Eutich, nu intră în biserică vântul proaspăt. Știți ce intră? Furtuna. Intră urachilonul. Intră furtuna. Nu, după aia chinuie-te să scoți furtuna afară. Pentru că, să știți, strategia lui Eutich ca să umpli biserica nu era omenește. N-ar fi fost o strategie rea. Dar nu era duhovnicească. Pentru că noi suntem chemați nu să umplem biserica cu adaptare la modul ăsta. Cum pătete ferestrele, ce fereastră deschis, domne, tu poți predica cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă că la Pavel o știut unde ajungea într-un oraș, știu unde intra, în sinagogă. Zice, acolo trebuie să predica cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi aducem oameni în casa lui Dumnezeu. Nu Eutich. Eutich e numai pentru o vreme, până pică. Și după aia zice, nu, mi s-a părut că e ok, dar acum ce să fac? Știți că sunt mulți care spun, frate, dacă ați duce pe cutare la noi la biserică, dacă ar veni ăla marți seara să se roage împreună cu noi, dacă ar veni ăla să ne predice, dacă... Astea strategii de fereastră. Astea strategii de fereastră. Vineri seara am fost la o evangelizare și când am ajuns în biserică acolo, eu am mai fost de mai mulți ani la ei la evangelizare. Dacă anul ăsta nu a fost biserica niciodată așa de plină. Deși era de luni, de duminică începută evangelizarea. Acum vineri când am fost eu, după aproape o săptămână, te așteptai să fie gol. Puhoi de lume, puhoi. Eu m-am speriat niciodată atâta lume cât a fost vineri seara. Nu știu ce a fost aseară, dar au zis că în fiecare seară a fost așa. Și eu la amvon îl întreb pe păstor, frate, zic, cum i-ai adunat, domne, pe ăștia atâția? Cum ai reușit să-i aduci? Și omul acesta, om al lui Dumnezeu, s-a uitat la mine lăcrimind și a zis, Dani, nu eu i-am adus. A zis, Dumnezeu i-a adus. De două săptămâni suntem în post și în rugăciune necurmat înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să aducă oameni la mântuire. Ca Dumnezeu să umple biserica în săptămâna de evangelizare, ca oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și au zis, noi în fiecare zi, în fiecare seară ne-am întâlnit timp de două săptămâni la casa lui Dumnezeu și ne-am rugat. Biserica ziua au fost în post și seara ne întâlneam la casa lui Dumnezeu, special pentru săptămâna de evangelizare. Când mi-a spus lucrul acesta, că Dumnezeu i-a adus în locul acela, știți ce am realizat? Că nu fereastra îi aduce, ci Duhul lui Dumnezeu. Omul în biserică nu-i ținut prin strategia lui Eutich. Și omul în biserică îi ținu prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne ține acolo unde sunt luminile. Că strategii avem multe. Printre cei care erau acolo invitați la evangelizare, oameni nepocăiți, pe primul rând, era un domn ce era consilier acolo la primărie și era cu soția lui directoarea școlii. Cât o stat femeia aceea, el era așa un pic mai serios, mai nou, încerca să nu plângă, mai sobru, așa. Dar femeia plângea în continuu, plângea în continuu. Și la final am dat mâna cu ea, cu el, mi-a spus că e directoarea școlii, el consilier. M-am uitat dacă asta e directoarea școlii. Și-a plâns tot programul, i-am zis, Doamne, să știți că dumneavoastră n-ați plâns degeaba înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e aproape de dumneavoastră. S-a uitat la mine, știți ce a zis?
Zice, la ultimul botez care l-ați avut la Biserica Elim, în luna octombrie, zice, împreună cu soțul meu am fost în biserică. Și zice, am venit din nou să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Femeia aceasta, cine o făcea, domne? Că Eutic nu te poate să... Eutic te face să cazi în cap. Dar niciodată Eutic nu te face să plângi. Pentru că cel ce te face să lăcrimezi când auzi cântarea de laudă, cel ce te face să lăcrimezi când auzi cuvântul lui Dumnezeu, îi Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea noi suntem chemați în vremea aceasta să ținem ușa închisă, să ținem fereastra închisă. Pentru că să știți ceva, aici, înăuntru, atâta vreme cât stăm în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă pâinea ca să o frângem. Dumnezeu aprinde lumina. Dumnezeu este Cel care sfințește omul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Primul lucru care îl vedem în pasajul acesta este că Eutich nu s-a respectat pe el. N-ai cum să ai biruință dacă nu vezi să te respecti pe tine însuți. El și-a permis, că n-avea nimeni ce să-i facă. El, dacă nu i-a plăcut unde i-a zis omul, domne, stai aici. Păi ăsta nu l-a împins nimeni, nici cu poșeta, nu i-a zis nimeni că e ocupat, de el o mers la fereastră. Nu știm, o mers de la început, o mers pe parcurs, nu știm. Dar zice că și-o ales locul la fereastră, să-l vadă toată lumea. Al doilea lucru, ca să nu te prăbușești, mai ai nevoie de ceva, respectă-te pe tine însuți. Doi, respectă pe cei din jurul tău. Respectă pe cei din jurul tău, dar n-ai cum să respecti pe altul când tu nu te respecti pe tine. N-ai cum să trăiești sub autoritate câtă vreme tu nu înveți să trăiești respectându-te pe tine ca om, ca și copil al lui Dumnezeu, ca și om în societate. Când nu te respecti pe tine, nu poți respecta nici pe altul. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Eutich a fost singurul care și-a permis să stea pe fereastră. Nimeni nu s-a asociat cu el. Dar nu știm ce a vrut să demonstreze. Nu știu, poate a vrut să-i dea ignor la Pavel, să mai încheie, domne, mai încheie, nu știu. Dar credeți că Pavel nu l-a văzut? Știi cum se vede decia? Cum este gumă. Ai face vizualizări cu mestecatul la maxim. Deci te-ar vedea, te-ar, numai like-uri ai primi. Nu? Se vede, deși biserica mare. Se vede când caști, se vede când orice. Deși biserica mare. Eu vă întreb acolo în odaia de sus, credeți că Pavel nu l-a văzut pe Eutich? Nu l-a văzut unde e reașezat? Se pune o întrebare, de ce n-a intervenit nimeni? De ce n-a intervenit nimeni? De ce nu i-a zis nimeni lui Eutich, băi, nu te urca pe fereastră? Să știți ceva, e o vreme când se poate spune, dar e o vreme când n-are rost să mai spui. Câtă vreme nu-i urcat pe fereastră, se merită să-i spui. Se merită să vorbești cu el. Se merită să-l oprești. Dar când omul s-a urcat pe fereastră, ascultați-mă, degeaba îți răcești gura, degeaba încerci să-l mai motivezi, degeaba încerci să-i mai dai bani, că nu se coboară de pe fereastră, numai printr-o minune. Ori să coboară de bunăvoie înăuntru, ori coboară prin eșec în afară, cade în afară. Uitați-vă, pentru că am spus de Iosif, dacă ne uităm Geneza 39 cu versetul 8 și 9, știți ce spune cuvântul Domnului? Că Dumnezeu îl ridică pe Iosif. Și Iosif o știut să se respecte pe el și o știut să-i respecte pe cei din jurul lui. Geneza 39 cu versetul 8 spune cuvântul Domnului așa: el n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic, tot mi-a dat pe mână, pentru că știe că sunt un om care mă respect pe mine. Dar zice Iosif așa: nu mi-a oprit nimic în afară de tine. Mi-a zis să fac orice, nu-i problemă, dar să-i respect ceea ce e a lui. O respectat Iosif ce era a lui Potifar. O respectat. Dar de ce, domnule, că nu-l vedea nimeni? Nu-l vedea nimeni că o scris un mesaj, că după aia l-o șters. Nu-l vedea nimeni că o tras cu ochiul, nu-l vedea că are geamuri fumurit, nu-l vedea că s-a uitat, nu-l vedea că o mers, nu-l vedea că o schimbat, nu știu, o pus alte plăcuțe de matriculare. Nu mai dau exemple, da? Că putea să, era departe, nu erau camere de filmat, nu te urmărea nimeni. Dar din pricina că o știut cine e el, o știut să-l respecte pe cel de lângă el. O știut să-l respecte pe stăpânul lui. Și o zis, mie mi-o dat tot pe mână, dar mi-o zis să-l respect și de tine să nu mă ating. Că nu eu trebuie să am grijă de tine, ci el trebuie să aibă grijă de tine. Uitați-vă, niciodată omul care respectă pe cei din jur, niciodată omul acela nu se prăbușește.
pentru că știe cine el și cine e cel de lângă el. De multe ori, în obișnuința noastră, noi ne uităm la câte unul care e curajos, care el stă pe fereastră, se urcă pe fereastră. Știi ce spui? Are personalitate, domne. Ăsta e curajos. Ăsta ne-l trebuie de lider. N-ai văzut? Ăsta e tupeist, e curajos, e om cu personalitate. Știți că e fals? Așa era Eutih. Nimeni nu i-o băga de vine. Nimeni nu i-o spus absolut nimic. Vă spun, câte vreme iei în considerare ceea ce se spune lângă tine, să știi ceva, înseamnă că Dumnezeu mai are ceva de spus în dreptul tău. Înseamnă că Dumnezeu vrea să te ferească de ceva. Tu te bucuri că nu-ți mai zice nimeni nimic. Uită cu ajuns Eutic momentul în care Pavel nu-i spune nimic. Deși îl vede, îl vede că se vâție pe fereastră, îl vede că se uită când înăuntru, când afară. Dar uitați-vă câtă putere are Pavel. Știți ce face? Își vede de predică în continuare. Pentru că să știți ceva, omul care nu respectă pe cei din jur, îl așteaptă prăbușirea. E chestiune numai de timp. Te bucur că nu-ți mai zice nimeni nimic la cor. Că i-ai pus la punct. Că i-ai pus pe toți la punct. Ție nu-ți mai zice nimic. Să te prăbușești când nimeni nu-ți mai spune nimic. Să te prăbușești în interiorul tău și să spui, de ce nu mai îmi spune nimeni nimic? De ce nu mă mai trage nimeni de ureche să-mi spună, băi, băiatule, băi, fată, nu așa să comportă. Pe tine te-a lăsat lumea în pace, frații te-au lăsat în pace. Tu ești bucuros. Știți că pe Eutich l-a lăsat Pavel în pace? Pe Eutich bătrânii, se pune o întrebare aici, de ce bătrânii de acolo, frații de credință, nu pune, domne, mâna pe el să-l dea jos de pe fereastră? Pentru că nu mai aveai cu cine. Nu mai aveai cu cine vorbi, nu mai aveai cu cine lucra. Pentru că Eutich își pregătea singur căderea. Își pregătea singur căderea. Orice spunea Pavel, Eutich știa. Da, frate, zi, vezi că se uită și așteaptă să gați. Tu îi povestești el, zi mai repede. Hai, nu mai gați. Deci asta e atitudinea lui Eutich. Aștepta să gate Pavel. Aștepta să-i dea cu ignor lui Pavel. Și Pavel nu a fost problemă. Pavel și-a văzut în continuare de predică, și-a văzut în continuare de slujire. Pentru că, să știți, există o vreme când ești atenționat, dar vine vremea că dacă nu te schimbi, Dumnezeu și cei din jurul tău te vor lăsa în pace. Te vor lăsa în pace, pentru că se urmărește să se vadă căzătura. Urmează căzătura. Tu poți să trăiești cum vrei. E viața ta, îți banii tăi, îi munca ta, oricum nu lucri cu persoane pocăite, nu te știe nimeni ce faci. Și viața ta, așteptă-te să te prăbușești. E chestiune numai de zile. E chestiune numai de, poate numai de luni de zile. Discutam cu un frate mai anii trecuți care copilul i-a căzut de la fereastră la un moment dat și a ajuns în pușcărie. Și a zis fratele ăsta, zice, prima dată când m-am dus să-l văd pe copil la pușcărie, să vorbesc cu el, zice, s-o arunca cu mâinile pe gratii și trăgea de gratii și urla la mine și a zis așa, tată, de ce nu m-ai bătut să nu mă lași să ajung aici? De ce nu m-ai legat acasă tu ca să nu mai ies din casă, ca să nu ajung aici? Și a zis, zice, m-am uitat la el, plângea și el, plângeam și eu. Și i-am spus, copilul meu, eu nu te-am putut bate pentru că ai fi zis că sunt un tată rău. Dacă ar fi pus mâna Pavel pe Eutich să-l dea jos... Și ce zicea? Ședință de comitet. Îl reclamau, îl pozau și îl dădeau pe internet. Era denigrată biserica primar. Și-o permis să pună. Oare din ce familie făcea parte Eutich de nu-și permitea nimeni să-i spună un cuvânt? De-a cui era, domne? V-ați gândit? De nimeni nu-i spune nimic. Era băștinaș, era de mulți ani în biserică, era om cu influență, avea tasul bani, avea mamă sa bani, avea el bani, de nimeni nu-și permitea. O zis tata băiatului din pușcărie, o zis, nu te-am legat, pentru că dacă te legam, mă reclamai și spuneai că sunt tiran. Dar zice, te-am lăsat în pace când am văzut că nu mai am cu cine discuta. Te-am lăsat în pace pentru că a venit vremea când te-ai bătut singur. A venit vremea când ai căzut singur. Pe Izabela o împins-o de la geam și o aruncat-o jos. Pe Eutich nu l-a împins nimeni. Nici măcar nu a suflat pe el. Să se intimideze, să pice de la fereastră. Știți cum au căzut Eutich? Birui de el însuși. Birui de somn. Birui de atitudinea lui.
De multe ori, să știți ceva, când nimeni nu-ți mai spune nimic, vezi că mergi rău, tu știi că mergi rău, și nu-ți mai spune nimeni nimic să te înfiori, înseamnă că ești pe drumul prăbușirii. Noi nu spunem de nimeni, pentru că e o vreme în care nu mai poți spune de nimeni nimic. Trebuie să predici numai de evrei, că n-avem în biserică, cum zicea cineva. Rest nu mai poți. Eu am pățit așa. Am predicat, nu vă zic când, și primesc un mesaj. Zice, ai spus cumva de mine în predică? I-am zis, frate, nu îmi pierd vremea să spun de tine. Că eu abia am vreme să spun de El, de Domnul Iisus, de Cel care ridică, de Cel care eliberează. Dar știți cum e om? Omul crede că ai spus de El. Să știi ceva? Domnul nu vrea să spună de tine, ci Domnul are un mesaj pentru tine. Domnul vrea să-ți vorbească ceva ție, nu vrea să vorbească de tine. Nu vorbește de păcatele tale, nu vorbește. Dar știi cum e? Când e ceva ce ți se potrivește. Eu mă gândesc, totdeauna subiectul pe care l-a abordat Pavel, care o fi fost, Domne? Să fi vorbit de căderea lui Samson în brațele Dalilei? Să fi vorbit cumva de... Mai știu eu, nu mai dau exemplu. Să fi zis ăsta, bate apropo la mine. Ați văzut? De mine o zis. De mine o zis. Nu știu care a fost subiectul abordat de Pavel. Dar să știți ceva. Eutihu a fost omul care a fost biruit de el însuși. A fost biruit de starea lui. Pentru că în primul rând nu s-a respectat pe el. În al doilea rând nu a respectat pe nimeni din jurul lui. Și-a permis să trăiască cum a dorit el. Și-a permis să trăiască cum vrea el. Fiul risipitor, când pleacă de acasă, uitați-vă că tatăsul nu-i spune absolut nimic. Zice că o cerut banii și-o primit banii. Și-o permis pentru că nu s-o mai respecta pe el și nu l-o mai respecta pe tatăsul și-o permis să-și ceară dreptul de avere cât tatăsul era în viață. Unde e pomenit așa ceva? Doar testamentul, partea de avere, se lasă pentru când persoana respectivă nu mai e în viață. Dar Biblia spune că ăsta o cerut și tatăsul i-o dat fără să-i spună nimic. Nimic. Tat și tata. Fiul risipitor ia bănuții. Ce bucuros a fost că a trecut cel mai greu test. Să nu-i mai spună bătrânul nimic, mă. Să-i dea bănuții și să nu-l mai bată la cap. Să ia gentuța și să-și vadă de drum. Ce-o zis? Cel mai greu test l-am luat. N-am căzut la test că i-am închis gura la bătrânul. Mi-o dat bănuții. Mă mir cum de-am scăpat așa ușor. Mă mir cum nu m-am mai dojenit iar așa pentru ultima dată. Că aș fi suportat. Dar uitați-vă că a venit vremea când tata-i dă banii. Și nu-i mai spune nimic. Și merge fiul risipitor cu banii în spate, bucuros. Să știți ceva? El nu a fost doborât din cauza lumii de afară, ci l-a doborât atitudinea care o avea în casă. Nu știu în ce stare ești în vremea aceasta. Nu știu prin ce lucruri te zbați în vremea aceasta. Dar vreau să-ți spun ceva. Eutic poate e ca tine. Nu mai are nevoie de sfaturi. Nici nu-ți mai dă nici Dumnezeu, nici frații. Nu vezi că nu-ți mai spune nimeni nimic. Ne vedem de predică, ne vedem de împărtășanie, ne vedem de lumini, ne vedem de acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Pentru că am devenit atât de mofturoși că nu mai poți spune la nimic, că ți-ai urcat în neam în cap, te-ai urcat toată familia, te invadează cu telefoane, cu mesaje, cu denigrări, cu își ia acu-i la modă, vă spun, îi la modă, își cumpără cartelă de telefon, ți-o trimis mesajul și o arunca cartela. Nu poți suna înapoi să zici, domne, dar zi-mi ce, nu, e la modă asta. Cumperi cartela, ai aruncat gunoiul și îți vezi de treabă. I-am zis-o. Dar uite-te că vine vremea când Pavel suportă tot și nu mai spune nimic. De ce? Picajul lui Eutich era aproape. Căderea lui Eutich era aproape. Nu știu pentru cine e mesajul în seara aceasta. Dar vreau să-ți spun, dacă ești în vremea aceasta în care îți permiți să stai în orice poziție, dacă ești în vremea aceasta în care îți permiți să stai oricum, la orice nivel. Pe tine nu te interesează cine-i autoritate, nu te interesează că-s frații lângă tine și îți permiți ca Eutich. N-ai cum să ai alt sfârșit decât sfârșitul lui Eutich. Știți că în vremea aceasta suntem chemați să veghem asupra noastră și a sufletelor noastre? Suntem chemați, e o vreme a denigrării, e o vreme în care se aruncă mult cu noroi. Poate se aruncă și pe tine, se aruncă și pe alții. Știi ceva? Vezi de relația cu Dumnezeu. Uită-l pe Pavel. Nu se intimidează că să uite Eutich de pe fereastră așa cu o sprânceană ridicată, cu una lăsată. Nu.
Vine vremea când tot ce ai făcut se întoarce înapoi. Se întoarce înapoi. Vă dau un exemplu. Săptămâna asta îmi scrie un mesaj un păstor din Arad și îmi spune, zice, uite, nu poți să mergi până la județean, la etajul nou, la neurologie. Zice, e o soră acolo, ceva, care, zice, toate colegiile ei au murit de salon și, zice, e singura ce a mai rămas în viață și e speriată. Vrea să vorbească cu cineva. Zice, nu poți merge până acolo. M-am dus. Am zis, mă duc. M-am dus și am intrat în salon acolo, am întrebat cine-i doamna respectivă, abia o ridicat o mână. Era cu un picior paralizat, cu o mână paralizată, cu falca stângă căzută, cu ochiul stâng lăsat și era într-o stare grea acolo, putea vorbi și era conștientă. Și mă uit la ea și îi spun, ce s-a întâmplat, cum ați ajuns? Îmi spune, frate, uite, de o lună de zile nu m-am ridicat de aici, din pat. Nu-mi simt mâna, nu simt piciorul, nu pot vorbi, vorbesc foarte greu. Și am început să vorbesc cu ea. I-am zis, sunteți botezată. De câți ani? De mulți. La ce biserică? O biserică pe undeva printr-o casă. În fine, n-am insistat mult pe treaba asta. Și am zis, de când n-ați mai mers la adunare? Când am întrebat-o de când n-o mai mers la adunare, a început să plângă. Cum era paralizată? Plângea și a zis, de ani de zile nu m-am mai dus la adunare. De ani de zile. Zice, copilul, mi-am dorit totdeauna să vină la adunare. Dar zice, pentru că eu nu m-am dus, copilul n-a mers la adunare. Zice, am dorit numai să fac bani și să câștig. Zice, uite în ce stare am ajuns pe patul acesta. Păi normal, când ai atitudinea lui Eutih, nu te aștepta să ai sfârșitul lui Pavel. Nu te aștepta să ai sfârșitul lui Pavel. Ci atitudinea lui Eutih atrage sfârșitul lui Eutih. Când nu te respecti pe tine, nu o să respecti nici pe cei din jurul tău. Și al treilea lucru, nu-L vei respecta nici pe Dumnezeu. Astea trei lucruri sunt importante ca să nu te prăbușești. Respectă-te pe tine. Nu-ți permiți să stai oricum. Nu-ți permiți să ai orice fel de atitudine. De ce? Că-i păstorul? Nu! Ci când tu te respecti pe tine și tu știi cine ești, cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu și în societate, tu nu-ți permiți, că așa vei respecta și pe cei din jur. Și vă spun, al treilea lucru, trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu. Eutih a fost omul care a auzit de Dumnezeu, care și-o mânca vremea mergând la adunare. O auzi predici multe. L-o auzi pe Pavel, nu pe Dani Popa, domne. Bă, Pavel l-o auzi. Alții ori fost fascinați de Pavel. Când citim epistolele lui Pavel, suntem fascinați. Citim scrierile despre Pavel și ne fascinează. Și ăsta-i rupt de somn. Știți de ce? Pentru că el nu mai lua niciun mesaj ca mesaj din partea lui Dumnezeu. Totdeauna punea la gunoi. Totdeauna, pentru că el și-a pierdut respectul și de Dumnezeu. Vă spun ceva, când îți închizi urechile, Dumnezeu își închide gura. Când închizi urechile și spui, nu-i pentru mine, nu iau de la ăsta, n-am ce să iau de la ăsta, de la ăsta la nu iau de la nimeni, eu îmi văd de drumul meu. Ascultă-mă, Dumnezeu încetează să-ți mai vorbească. Dumnezeu nu a mai intervenit în cazul lui Eutich până la final. Dumnezeu, nici oamenii nu au mai intervenit. Pentru că el nu a avut respect nici de el, nici de cei din jurul lui și nu a avut respect nici de Dumnezeu. Știți cum e? Dom'le, dacă ai avut respect în societate și dacă ai fost ateu, dar dacă ai avut respect, îți mai dă un opită, îți mai dă un o cană de apă când ai nevoie. Dar el nu a avut respect de nimeni. Nimeni nu a intervenit să-l ajute înainte de cădere. Pentru că era o vreme când el mergea pe cont propriu. Vreau să te întreb, când ai luat ultima dată mesajul din partea lui Dumnezeu? Să spui, Doamne, astăzi a fost mesajul. Dacă nici azi dimineață n-am luat mesajul din partea lui Dumnezeu pentru noi, vreau să vă spun că nu e altă soluție decât picajul. Dacă azi dimineață nu ne-am luminat prin cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ne-a vorbit Dumnezeu ca la vorba ardeleanului, ca la ei mici, să pricepe. Ne-o vorbi pe limba noastră. Și dacă n-am pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu, vă spun, Dumnezeu s-ar putea să nu-ți mai vorbească. Nu-ți mai vorbește nici Pavel, s-ar putea să nu-ți mai vorbească, să nu-ți mai vorbească nici Dumnezeu, să nu-ți mai vorbească nimeni. Eutih era omul care era prezent, dar urechile nu le avea pentru mesaj. Dumnezeu încetează să-i mai vorbească. Nu-l avertizează să-i spună, auzi, dar vezi că te așteaptă căderea. Cum o zice cineva? Dar Pavel, de ce nu a intervenit? Dar unde au fost prorocii?
De ce n-or interveni prorocii să vorbească din partea lui Dumnezeu? Pentru că e o vreme când Dumnezeu nu mai descoperă nici la proroc, nici la Pavel. Îi spune pe ăsta, lăsați-l în pace. Lăsați-l că vine vremea. Vine vremea când vă caută el. Vine vremea când cere el rugăciune. Vine vremea când spune, mai citește-mi ceva din cuvântul, mai vorbește-mi ceva dintr-un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu. E o vreme când Dumnezeu se lasă găsit. Dar ascultați-mă, dacă omul își închide urechea, Dumnezeu își închide gura pentru omul acela. Știți ce aș vrea în seara asta? Să avem urechile deschise pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru mesajul de azi dimineață să avem urechile deschise. Și de fiecare dată, vezi și fii atent că Dumnezeu are ceva de spus în dreptul tău. Dacă vrei să afișezi un pasaj, 1 Samuel 2:25, Biblia vorbește de fiul lui Eli. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Dumnezeu a avut un plan pentru fiul lui Eli. Pentru că ăștia nu mai auzeau, nu mai simțeau, nu se respectau nici pe ei, nici pe cei din jur și nici pe Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului așa, tatăsu-i spune așa, dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu, dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși ei n-au ascultat atitudinea lui Eutich. Lasă-mă că-s tânăr, lasă-mă să-mi trăiesc și eu viață. Zice, n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Ce cuvânt greu. Cum, Doamne, să te... Dar Dumnezeu e atât de bun. Cum să ne lasă El să cădem de pe fereastră? Uite că Domnul zice că a avut în gând să-i omoare. Atâta era răutatea de lor de mare. Atâta erau de încăpățânați. Că Domnul a fost Cel care dorea să-i omoare. L-a lăsat Domnul și pe Eutich, i-a lăsat și pe fiii lui Eli. Știți ce ar vrea? Să nu ne lase Domnul pe niciunul dintre noi să cădem. Dar știți ce cere Dumnezeu de la noi? Să ne schimbăm atitudinea. Când suntem împotrivă, pe contrasens cu Dumnezeu, ascultați-mă, sunt numai clipe de a cădea de pe fereastră. Afișează-te, rog, Proverbe 19:16. E un cuvânt extraordinar ce spune înțeleptul Solomon în versetul acesta, Proverbe 19:16. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Eutich! Care ești la Elim în seara aceasta, care ești în seara asta în locul acesta. Ăsta e mesajul din partea lui Dumnezeu. Învață să te respecti pe tine, ca să-i poți respecta pe cei din jurul tău. Și dacă îi respecti pe cei din jurul tău, știi să-L respecti și pe Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu. Știi ce-i ciudat? Domnul a mers pe contul lui propriu, a mers pe mușchii lui, pe forța lui. Știi ce-i interesant? Când a căzut de la fereastră, cine a venit să-L ajute? Cine, Domne? Ăia cu care s-a drogat? Ăia cu care o împărțit țigările în curtea școlii? Ăia cu care o băut berea după bloc? Niciunul nu a fost lângă el să zică, bă, dar stai un pic, ăsta, cu ăsta am vorbit de pe fereastră, știm. Când e vorba de ridicare, niciunul de afară nu te ajută. Știți de unde i-a venit ajutorul? Tot dinăuntru. Tot dinăuntru. Știi unde vine omul care e robit de păcat? Știi unde vine și cere ajutorul? Aici, în casa lui Dumnezeu. Pentru că se, în căderea lui, îl realizează ca ajutorul. Și mai bine a fost acolo, în odaia de sus, unde erau luminile. Mai bine decât mort în odaia de sus. Mai bine să-l asculți pe Pavel. Iar dacă câteodată ți se pare plictisitor, ți se pare că nu e actual, ți se pare că nu e în ritm cu societatea. Zice, mă, mai bine. Știi ce s-a întâmplat? Când au rămas fiul risipitor fără mâncare, prieten cu porce, dar dacă erau prieteni, mânca împreună cu ei, dar nu primea ce primeau ei. Nu a venit niciunul cu care o chefuit. Niciunul. Toți s-au bătut joc de el. Ori mânca tot ce au avut de pe el, l-au jupuit de bani, de haine, de ceas, de inel, de lănțișoare, tot ce au avut a fost jegmănit. Și știți cum l-au lăsat? Fără nimic. La niciunul nu i-a fost milă de el. A fost cineva la care i-a fost milă de el. Și când l-a văzut de departe, zice Biblia că a alergat înaintea lui și l-a cuprins în brațe. O căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult și a plâns mult pe grumazul lui. Știți cine era? Cel de la care a plecat. Era tata. Pentru că să știți ceva, singurul căruia-i pasă de noi, când suntem jos, e Dumnezeu. Când suntem jos, nu te ajută nimeni decât ăla la care i-ai întors spatele. Că e ușor de înduplecat, e bogat în bunătate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și se lasă ușor modelat, chemat, se lasă ușor găsit. Imediat s-o rezolva problema. Dacă ne uităm în pasajul acesta, la final, dacă s-ar încheia pasajul acesta în versetul 9, spune cuvântul Domnului așa,
Zice, biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat cum? Mort! Păi, Doamne, dacă e mort, pot să-l resuscitez până dimineață. Că nu mai vie, nu mai merge. Cei care sunteți la medicină știți, jumătate de oră, o oră, dacă ai pile, te resuscitează. O oră, dar după o oră nu te mai resuscitează nimeni, nu te mai apasă nimeni. Dacă s-ar fi încheiat pasajul aici, ar fi fost cel mai trist, și așa-i trist pasajul acesta, ar fi fost cel mai trist pasaj al cărții Faptele Apostolilor. Dar știți ce se întâmplă? Apare cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10. Începe cu o conjuncție, cu conjuncția dar, care face legătura între propoziții. Dar nu numai că face legătura între propoziții, ci și schimbă perspectiva, schimbă direcția. Când totul era mort, când Eutich era mort, fără suflare, știți cine spune că era mort? Doctorul Luca. Doctorul Luca, acel care a scris cartea Faptele Apostolilor, constată cum a învățat la școală, ăsta era legist. Da? Cred că e de frate Prundeanu, cred că era legist dacă era cu constatările. Zice că o constatat că era mort. Tare mulți legiști avem în vremea asta, dar nu la noi, la alte biserici, am uitat să specific, nu? Care constată, nu merge bine, domn, nu se mai poate face nimic. Păi normal, de pe fereastră, o fi căzut și doctorul Luca repede, pe fereastră să vadă, pe golul ferestrei să vadă și o zis, ăsta-i mort, nu mai mișcă, de sus. Când ești de sus, niciunul nu mai mișcă. Dar Pavel vine și schimbă direcția și spune, nu-i mort. Nu-i cum zice, gândiți-vă ce scandal acolo între ei. Cum tu-mi vinzi și îmi spui mie că nu-i mort când eu știu, eu am făcut medicină. Pavel, ce medicină ai făcut tu? Ce știi tu despre corpul uman? Uite-te că nu dă niciun semn, nu mișcă nici mâna, nici piciorul. O da cu pieptul de pământ și-o grăbat inima. Îți spun eu sigur, nu m-ai constatat tu. Zice că Pavel nu a făcut așa ceva. Pavel, știi ce face? Face ce a învățat de la Domnul Iisus. Ce-o citit, că a făcut Domnul Iisus, aceea face Pavel. Luca face exact ce-o învățat la școală, să constate. Dar Pavel, el știa că nu a fost chemat la constatare. Biserica nu e un loc al constatării. Biserica e un loc al salvării. Aici e omul salvat, aici e omul reabilitat. Aici e omul ridicat și adus din nou în prezența lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Și uitați-vă ce face Pavel. Exact ce-o făcut Domnul Iisus când cobora cel căzut între tâlhari, de la Ierusalim la Ierihon, nu pe fereastră, ci o căzut pe drum. Zice că o căzut și el între niște tâlhari. Și spune cuvântul Domnului, e o asemănare extraordinară între Pavel și Domnul Iisus. Pavel este cel care oprește predica. Domnul Iisus, samariteanul milos, oprește călătoria. E, ce face unul, face și celălalt. Domnul Iisus și-a oprit călătoria spre unde avea el de călătorit, s-a oprit din călătorie. Pavel oprește predica, pentru că să știți ceva, nimic nu e mai important decât salvarea sufletului omului. Nici o acțiune care o avem, nici în cadrul bisericii, nici pe lângă biserică, nimic nu e mai important ca omul să fie salvat, ca sufletul lui să fie reabilitat. De aceea când e vorba de suflet, noi trebuie să fim foarte atenți. Pavel oprește predica, mai face ceva, zice, s-a repezit spre el, spune cuvântul Domnului, s-a repezit spre el. Oprește predica și se repezește. Știi ce face Domnul Iisus? Oprește călătoria și merge în locul unde era căzut cel căzut între tălari. Merge acolo. Exact ce face unul, face și celălalt. Zice că Pavel a mai făcut ceva. L-a luat în brațe pe Eutich. Dar Luca nu l-a luat. Cum să pună Luca mâna pe el? Cum să... E mai ușor să constați decât să pui mâna. Îi pui pe alții să pună mâna. Echipa, pui pe ăsta mai mic ca tine, mai slab ca tine, nu așa curajos ca tine, te pui pe alții. Dar Pavel n-o pus pe altul. El o mers și o pus mâna pe, l-o luat în brațe. Știi ce a făcut Domnul Iisus? Zice că cel căzut între tâlhari a fost văzut de Domnul și Domnului i s-a făcut milă. Ce a făcut Pavel? L-a luat în brațe, semn de milă. Asta a făcut și Domnul cu cel căzut între tâlhari. Și știi ce a făcut Pavel? O rostit ce nimeni n-a putut rosti. N-a zis, îi viu, ci a zis, sufletul lui îi în el. Știi ce a făcut Domnul? A făcut și el ceva, ceea ce a învățat Pavel. L-a dus unde nu l-a putut duce nimeni. L-a dus și l-a reabilitat. L-a dus și a plătit pentru el, l-a dus la hangiu și l-a lăsat acolo în han. Vreau să mă apropii de încheiere și să spun în seara aceasta că aici e cineva mai mare decât Pavel. Pavel a strigat și a zis, nu-i mort.
Nu-i mort, sufletul lui e în el. Indiferent ce, de unde ai căzut în viață, în ce mocirlă te afli, indiferent în ce păcat te-ai afundat, îți spun în seara aceasta, pentru tine există salvare. Pentru că Domnul Iisus e prezent în locul acesta. Domnul poate reabilita sufletul tău. Poate ai avut atitudinea lui Eutih. Ai făcut ce ai vrut tu și ai căzut. Și te gândești, ai venit la casa lui Dumnezeu și ai zis, dar pe mine mă poate salva Dumnezeu, mă poate ierta. Te poate ierta. Dacă l-a ridicat Pavel pe Eutih și a zis, e viață în el. Se întâmplă ceva în ultimul verset extraordinar. Spune, flăcăul a fost adus viu. Și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Ăla care o terorizat o adunare, ăla care o terorizat o familie, o băgat-o în sărăcie, în datorii, în mizerie, în rușine. Într-o zi Dumnezeu i-a schimbat viața și l-a făcut pricina unei mari mângâieri. Câți nu sunteți dintre dumneavoastră care ați avut probleme cu alcoolul, cu diferite patimi și a fost numai sărăcie în casă? Și astăzi sunteți pricina unei mari mângâieri. De ce? Că vor ridica Hristos de jos. Așa am fost toți. Am fost rebeli, am fost pe cont propriu. Dar într-o seară, ca seara aceasta, Hristos ne-a ridicat. Știți ce-mi doresc în seara asta? Domnul să ridice la Elim. Domnul să elibereze în seara asta. De atitudinile acestea, de a fi pe contra, de a fi cu atitudine din asta superficială, îmi doresc în seara aceasta, pentru totdeauna să rămânem în locul unde sunt lumini. Să rămânem în locul unde se frânge pâinea. Să rămânem în locul unde e cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă facem lucrurile acestea, nu stăm pe fereastră, să fim și cu lumea și cu Dumnezeu. Dumnezeu ne promite ceva, că într-o zi vom fi cu El în împărăția Lui. Amin.